Iubitorii de rock dorniți să petreacă o seară plăcută în compania prietenilor într-un cadru plăcut și intim sunt invitați sâmbătă la un retropub din Sighetul Marmației. De data aceasta, atmosfera va fi întreținută de trupa sigheteană Empire, care va susține un concert live pentru toți cei care îndrăgesc acest gen muzical. Trupa Empire s-a format în ianuarie 2023 după destrămarea formației Morbid Tales și abordează un gen de power metal cu elemente simfonice și de rock progresiv. Sâmbătă vom avea un concert cu trupa noastră Empire, pe care am format-o anul ăsta, în ianuarie. Vom avea un program mai extins față de ceea ce am cântat până acum în Sighet la Festivalul Medieval și la Festivalul Moto, organizat de către Border Riders. Deci cine vrea să ne vadă, să audă cam toate piese proprii pe care le avem până acum, poate să le audă aici, la CD Retropub. Și vom mai cânta și niște cover-uri, 4-5 cover-uri sau poate chiar mai mult. Deci va fi un spectacol, zic eu, destul de interesant și divers din punct de vedere muzical. Cât de deschis vi se pare publicul sighetean la acest gen de muzică? Din ce am văzut eu, publicul mai tânăr este foarte deschis, bineînțeles, dar chiar și publicul de vârstă mai înaintată poate să savureze, să zic, unele piesele mai retro, ca să spun așa, mai lente, dar în general publicul e foarte deschis. Am văzut chiar la concertul la Festivalul Medieval, ploua foarte tare și vedeam că erau copii acolo plouați care făceau headbang și așa, deci mi se pare complet ok, deci fără nicio diferență față de publicul din alte orașe din România. Concertul va avea loc sâmbătă seară de la ora 20, iar intrarea este liberă. Vă așteptăm în număr cât mai mare să savurați muzica pe care cu Ișvan, Anto, Sorin încercăm să vă oferim și sper să fim la înălțimea așteptărilor voastre. Vă așteptăm să aveți o seară cât mai plăcută aici la Retropub și mulțumim și domnului Danciu și echipei sale pentru invitație. Seria petrecerilor tematice continuă la acest retropub din Sighet, care încearcă să vină în fața publicului cu o altă abordare în ceea ce privește muzica și distracția. Ne-am cam ținut de cuvânt până acum și dorim ca să ne menținem pe aceeași linie. În seara de sâmbătă va fi, de fapt, un concert de muzică mult mai elaborată decât ne așteptăm. Așa că nu doar cei tineri despre care vorbea domnul Ișvan sunt bineveniți, ci și cei care avem părul ușor cărunt, pentru că genurile muzicale pe care trupa Empire le abordează sunt extraordinar de complexe, iar stilul componistic este unul într-adevăr elaborat. Dorim de asemenea să încurajăm publicul să vină pentru un festin muzical în acest weekend, pe care trupa Empire sunt sigur că va ști să-l ridice la un nivel înalt muzical. De asemenea, dorim să încurajăm și tinerii care sunt, hai să zicem, animați de ritmurile metal să fie în număr cât mai mare în acea seară. După rock, ce urmează? După rock, întotdeauna trebuie să urmeze și ceva mai slow, astfel încât să armonizăm lucrurile și dorim ca în seara următoare să fie o seară tradițională românească.